ca și aceasta? În a da răspunsuri, zice Domnul, căci iată un foc al încercărilor se apropie și este în fața ta. Se întocmesc dosare și liste, sunt gata pentru a se pus în fața fiecăruia, să nu stai acceptul și mâna ta să nu semnească. Fii treaș și vegheator sunt unele curse care se pregătesc în întuneric. De aceea, am în vedere, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, ca să-mi arat îndurarea și să vezi în mâna mea lucrarea. Căci în foc, în încercări, mâna mea te va izbăvi dacă mă vei asculta. Să se aducă în graba mare două zile de mulțumire, Ragado Zer, căci puterea Ragado Siver Canaite de la înălțime va fi în mijlocul focului. Vei vedea mâna mea să-mi aduce laudă și mulțumire, căci Iisus e Domnul la mine. Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Este vremea de îndurare și este vremea de milă într-o vreme ca și aceasta. Iată, mi-am coborât în medicină ca să fac o verificare a trupului tău și ți-am dat eliberarea și vindecarea, zice cel preanalt. Rămâi mulțumitoare celui preanalt și nu de depărta într-o vreme ca și aceasta, ci apropii-te cu toată tăria. Deosebește lucrurile care n-au valoare și dă-le la o parte, zice Domnul, atât din viața ta cât și din cortul tău. Astfel, îndurarea Ragado Shamania va merge înaintea ta și binecuvântarea te va însuți. În toate lucrurile să stai în ascultare și în smerenie. Silește-te, zice Domnul, pe cale într-o vreme ca și aceasta, că sunt în milă și îndurare. Mulțumește-mi și la Dumnezeu de laudă, căci Domnul Dumnezeu este îndurare. Iisus e Domnul. Amin. Amin.